Simona Halep își petrece Crăciunul la Londra, acolo unde va fi judecată pentru acuzațiile de dopaj. Cum nu poate să joace tenis din cauza interdicției provizorii, tenismena a profitat la maximum de timpul liber pe care l-are la dispoziție. Halep s-a fotografiat pe străzile Londrei și a postat apoi imaginile pe conturile sale de pe rețelele de socializare. Simona Halep a ales ca anul acesta să-și petreacă sărbătoarea de Crăciun în Marea Britanie. Mai exact, tenismena a decis să-l aștepte pe Moș Crăciun la Londra. Tot acolo urmează să fie judecată pentru acuzațiile de dopaj după ce a fost testată pozitiv la un control antidoping efectuat la US Open 2022. Simonei Halep i-a fost interzis să joace tenis până la concluzionarea situației și astfel s-a decis să profite din plin de această perioadă. Sportiva s-a fotografiat în mai multe locații din Londra. În una dintre fotografii apare pe o stradă emblematică din capitala Angliei, chiar în fața unui magazin de bijuterii. Într-o altă fotografie, Simona Halep e în fața hotelului Ritz, unul dintre cele mai extravagante din Anglia. Simona Halep a avut un final de an încordat din cauza problemelor cauzate de suspendarea primită pentru că a fost depistată pozitiv la un control antidoping. Simona Halep va fi anchetată la tribunalul londonez Sport Resolutions, tribunal care l-a anchetat și pe Ilie Năstase în 2017. La tribunal independent Simona Halep va fi audiată de un complet de judecători ce vor decide dacă sportiva va fi sau nu suspendată în urma scandalului de dopaj. Deocamdată ea este suspendată provizoriu.